Sunteți probabil curioși să aflați cum se gătește acest cotlet. Bașbucătarul Bodislav ne va arăta cu lux de amănunte cum se prepară, așa că puteți încerca și dumneavoastră acasă. Deci vom pregăti un cotlet Bodislav. Următoarele materii prime care sunt necesare sunt cotletul de berbecuț, costiță, ceapă, roșii, praz, plante aromate, piper, sare, fasole uscată albă, babe mari, ceapă verde și bineînțeles și vin. Într-o digaie punem ulei de măsline și punem cotlete de berbecuț la fript, 10 minute, un sfert de oră cel mult. Într-o digaie punem ceapa care pomenește puțin. Peste cotlete se adaugă și costița. Date felii. Când s-au rumenit, se adaugă și prajul. Și apa se capete cu culoare aurie. Adăugăm și roșiile. Și continuă frigerea. Pune și vinul. Și lăsăm să înnăbușe. După ce ceaba s-a rumenit, adăugăm. Se pun și plantele aromate și se continuă înnăbușirea. Spre final se adaugă și fasolea uscată. Să vă mulțumim.